Ierie. Da. E cealaltă, zic, da. pe lângă care am trecut la venit. Așa, acum ne apropiem și o să ieșim pe pod de aici, nu? Domnul Adrian, dacă nu iese înregistrare, nu mai bat gura de pomană încă o dată. Ce aici? O parcare? Mama, aici, aici era vama? Aici parchează tirurile. Dar mai e valabil acum, nu? S-a desfințat vama. A fost odată. Bun, și uite că am ajuns la podul Pasarela. Pasarela de la combinat. Ia să vedem. Ăștia ce mai repară pe aici? Cabluri și cabluri. La fel și drumul ăsta aici, dezastru. Am trecut peste cale ferată. La stânga este pe ajuda, am fost deja. Înainte este varianta. De la ce sens giratorul și la dreapta mergem spre centru, spre oraș cum ar veni. Calea Mărășești. Avem Calea Mărășești, bravo. Multe mașini, multe mașini de pentru învățat, pentru condus. Motel, restaurant Migdal pe dreapta, Lucian era pe stânga Peco, stație de benzină. Ei, aici drumul e un pic mai bun. Dar dăm în grop imediat. Mateo aici pe stânga. Aici la dreapta e prelucrarea lemnului, depozit de lemne. Da, acum este privatizat din câte am înțeles. Nu mai are nici firmă, gata. Aici sunt câteva lemne și vreo 2-3 buldozere. Tafuri. Avem o porțiune de drum mai bun, dar cu o floare nu se face primăvară. Vulcanizare pe stânga, ACR-ul știu că era prin zona asta pe undeva. Drumul a fost făcut în la alegeri din 2012. A, deci în 2012, da. Cu iz electoral. Intrăm propriu zis în oraș. Ne îndreptăm spre zona gării din nou și o să mergem mai departe ca să vedeți, dragi prieteni, ieșirea spre Bacău. Vom trece calea ferată și la Slobozia, înainte de a o lua la dreapta spre Slobozia, vom întoarce. Market Bila. Avem marketuri, nu avem noi bani, câte marketuri avem. Aici la trecerea de pietoni și la sensul giratoriu de la gară, știți, am fost foarte bine, la dreapta este gara, în stânga este orașul. Am oprit chiar în dreptul marketului Bila, complexului comercial Bila, după care urmează Nevila. Două spații comerciale care rimează, Bila și Nevila. Copii ai străzii. Ai străzii, dar nu sunt pe strada noastră. Aici la sensul giratoriu vom merge înainte. Probabil după acest camion. Care știe mai bine drumul decât noi. Aici în dreapta era cândva se chema la Cociș servisul, la Cociș. Acum probabil băiatul lui sau altcineva. Nu luăm la ocazie, ne pare foarte rău, suntem în timpul serviciului și nu luăm blonde. În special blonde nu luăm. Ne îndreptăm spre zona monument, în dreapta este undeva
depozite de alimente și așa mai departe. Fabrică de pâine, pompierii pe dreapta. Posta cu operații aici, în dreapta, Flacăra se chema. Aici e zona care se numea la monument. Dacă am fi luat-o în dreapta, era pe strada Cireșoai, unde se află cei de la E.ON, curent. Unde plătim curentul și gazul. Aici este sensul giratoriu de la monument. Ne îndreptăm spre pod și la dreapta va fi ieșirea benzineria MOL. Avem pe dreapta și spre Bacău. Dacă am fi mers la stânga, ne-am fi îndreptat spre Târgu Ocna, Moinești, Comănești. Trecem podul și ajungem la Fane, la barieră. Este un motel aici, imediat după pod, la dreapta, iar în spate Gabi, în față Gabi și Delia, o benzinărie, cea mai veche benzinărie din Onești, Gabi și Delia. Am văzut un indicator și spre Slănic. S-a turnat asfalt, Doamne, hai să pomenim, dar ce bine e. Gata. Proaspăt turnat. Proaspăt turnat asfalt în Onești. Bravo, domnul Neghină. Să nu spuneți că n-am zis. Depozit de mobilă. Fratele lui Fane de la barieră lucrează în străinătate, au aici depozit de mobilă. Aici chiar la barieră vom opri ca să ne asigurăm, chiar dacă nu este lumină roșie, m-am și asigurat, m-am uitat în stânga, în dreapta, liber. Trecem chiar în acest pod moment. Vechi. Cum? De Angel Saligny. Da, este un pod vechi în dreapta, construit de Angel Saligny, da. Aici sediu unei firme chinezești, care a preluat afacerile cu lemn. În dreapta și în stânga mai e tot așa o... Până unde ține asfaltul bun, să vedem. Să vedem până unde ține asfaltul bun. Până aici. Deci a mers un minut, două și Progrin aici, peste Gide, pe dreapta, un domn... O să-i facem o vizită la Progrin. Oborul din Onești, am trecut de el acum. Ne îndreptăm, ieșirea, suntem în drum spre Bacău, dar la peste câteva sute de metri ne vom opri, va fi intersecția cu satul Slobozia, nu vom intra, ci vom întoarce înapoi, ne vom întoarce spre Onești, mergem mai înainte, mergem până la Belci. Bun, mergem până la Belci atunci. Domnul Adrian e mai dane cu benzina noastră, este șef de proiect. Iar aici, în dreapta, acum este drumul în dreapta spre Slobozia, a văzut și semnul. Dacă vreți să vă faceți revizia tehnică la mașină, stație ITP aici pe dreapta, foarte frumos făcută, construită, probabil că au și servicii foarte bune. Ne apropiem de Belci, o zonă unde s-au mutat foarte multe persoane care au avut de suferit de la inundațiile de la Slobozia cu mulți ani în urmă. La Belci vom întoarce. Am în spate un tir care m-a semnalizat. Hanul Cavalerului aici pe stânga, un restaurant nou făcut, construit. Nu știu dacă funcționează în acest moment. Este drumul spre Caraclău. Dacă mergi pe Caraclău, mă las. Mi-aduc aminte, am mers cu mulți ani în urmă. Dezastru. Și la Belci vom întoarce. Mai sunt câteva mici firme
aici. Cartierul Slobozia în dreapta aici. Drum care aparține tot de unde ești. Sigur, foarte prost. Uitați, aceasta este ieșirea din Onești. Unde vom și întoarce. Deja nu, la dreapta este o intrare spre Croco, celebra firmă cu stixuri și biscuiți. Iarăși la de cale ferată, la barieră, la fane. Ne-am asigurat, am trecut. Pe dreapta, oi, care l-a păscut. Aici, dacă era și Gigi Becale, era o treabă. La Telu se cheamă și pe stânga.